Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stălcioiu sunt astăzi la tribuna polisportivă. Vorbim despre fotbal, despre Politehnica Timișoara, sâmbătă 1-1 aici pe stadionul Știința cu Minaur Baia Mare. Invitat este în premieră în această emisiune, deși este deja de 4 ani la Poli cu o întrerupere, portarul echipei Rareș Murariu. Bine ai venit, Rareș, în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Te rog frumos să ne spui cum vezi această ultimă perioadă din viața echipei, pentru că, iată, de 3 etape Poli n-a pierdut, ceea ce e un lucru bun, cu echipe grele, chiar nu e vorba de Buzău, de Slobozia, candidate clare la play-off. Baia Mare, o echipă care clar va pune probleme oricui în acest sezon. Sigur că nu reușim să câștigăm, iată, din prima etapă, de la 1-0 cu Unirea Constanța, nu câștigăm, dar un plus evident s-a văzut în ultimele aceste 3 meciuri. Da, cum a spus și dumneavoastră, de 3 etape jucăm foarte bine, dar ne lipsește victoria. E clar că avem și noi nevoie de această victorie. Ne dorim foarte mult ca să ieșim, să luăm o gură de aer. Dar, da, jocul echipei și atitudinea pe care avem și dorința mai ales, ne dă speranțe că o să ieșim din perioada asta mai așa, mai puțin bună. Urmează sâmbătă derbiul local cu Ripensia pe stadionul Electrica. Sâmbătă ora 11. Ambele echipe, din păcate, sunt în zona retrogradării. Acum, pentru noi orice meci e foarte important ca o finală, dar mai ales că jucăm cu o echipă din oraș, multă lume o să vină la meci. Suporterii noștri au dat seama că vor să câștigăm, cum ne dorim și noi. Acum, noi o să facem tot ce ne stă în putință ca să câștigăm meciul de sâmbătă. Rareș, sunteți în lot 3 portari, mă refer 3 seniori, că da, sigur că au mai fost cooptați așa de-a lungul ultimelor 2 sezoane și de la centrul de copii și juniori, dar sunteți 3 portari. Pe lângă tine mai este și Izvoranu, adus în vară de la Tunar, și italianul Cocici. Nu știu dacă așa se pronunță, sincer. Iată că ți-ai câștigat locul de titular. Ai avut perioade destul de complicate la Poli. Acum nu au pot numi perioade complicate. În viața fotbalistului o să vină mereu la aceste perioade. Trebuie mereu să muncești, să lupți pentru... Na, la postul de portar e un singur post, nu poți să se schimbi așa la jucători, mai poți. Plus că este postul la care cea mai mică greșeală se vede imediat. Și jucător de câmp mai există în spate, eu știu, un fundaș central, un portar care să-ți repare greșeala, dar la portar... Normal, asta e... La noi se vede fiecare greșeală, dar un portar, părerea mea, trebuie să fie foarte, foarte puternic mental, să treacă mereu peste orice, așa este, orice problemă. Iar portarii... se vede asta din întreaga istoria fotbalului, trebuie să capete și puține experiențe care nu poți câștiga decât cu avansarea în vârstă, să zic așa. De aceea, portarii care au pușcat de foarte tineri, cum era Gianluigi Buffon acum vreo 20 de ani, sau, eu știu, acum în ultimii ani, Donnarumma, sau, sunt foarte, foarte rari. Și vreau să dau un exemplu mai tinerilor noștri telespectatori. Silviu Lung, de la celebrul portar de la Universitatea Craiova, tatăl lui Tiberiu Lung și Silviu Lung junior, iată, toți trei au ajuns în Naționala de Seniori a României. Ei bine, Silviu Lung a tras din greu până să ajungă acel titular al Naționalei, a ajuns practic abia în decembrie 82, pe când avea deja 26 de ani. Până atunci făcea deseori cu schimbul cu Boldici în poarta Craiovei. De aia zic, trebuie să avem răbdare cu postul de portar. Ai deja 4 ani de când ai venit aici, iată că trece timpul foarte repede. Ai venit în vara 2018 alături de alți 2 colegi ai tăi de generație, de la Gică Hagi, de Mihai Ene și Raul Vidrăsan. Aflați acum, iată, la Ripensia. Ne vom întâlni cu ei sâmbătă.
Și ai prins așadar patru, bine, de fapt nu au fost chiar patru sezoane, pentru că într-unul 2020-2021 te-ai aflat în cea mai mare parte a sezonului la CFR Cluj, cu care ai câștigat titlul național și ai și debutat în Liga 1 în ultima etapă a acelui sezon. Așadar, putem spune că te-ai încununat campion național. Cum vezi această lungă perioadă? Ai venit când erai practic un adolescent, aveai 19 ani când ai venit la Timișoara. Da, am luat-o, atunci am terminat junioratul, în vara anului 2018. Campion național de juniori mari, da. Under 19, Liga Elitelor. Și vă dați seama, trebuia să fac pasul la seniori. Am fost contactat de domnul Cosmin Petroescu. Antrenorul de atunci al echipei, da. Am decis să vin. Plecase de la Poli Dur Bozoancă și el împrumuta tot de la Gică Hagi. El se află acum la Oțelul Galați. Da. Și da, am spus că na, trebuie să accept această provocare ca să pot crește în cariera mea. Din primul moment am fost plăcut surprins. Și după au urmat 4 ani cu o mică întrerupere. Eu un an de zile n-am fost plecat la Cluj. Ești Dobrogea, deși cu rădăcini din Moldova, din ce știu, da? Fiind văr primar cu celebrul tot portar Costel Pantilimon, afirmat aici la noi la Timișoara, trecut și pe la Manchester City, înțeleg că el s-a lăsat de activitatea de jucător din vara anului trecut, nemai având echipă. Chiar spune-ne cu ce se mai ocupă Costel în acest moment. Este acasă, cu familia, cu fetițele lui. Are două fete. Nu, el stă în Anglia. S-a stabilit acolo. Da, s-a stabilit acolo. E cu fetițele. Cu fotbalul? Cu fotbalul. Nu, acum stă, se relaxează, are nevoie și el de o perioadă de relaxare după atâția ani în care a jucat. E nevoie. Da. Ești născut în Mangalia, ești dobrogean, să zicem, și iată, te afli la celălalt capăt al țării. Cum te-ai adaptat aici, în Banat? Pot spune că pentru mine Timișoara e ca a doua casă. Adică îmi place foarte mult orașul, oamenii, mi-am făcut mulți prieteni. Eu, după părerea mea, cred că o să mă stabilesc aici, în oraș, în Timișoara. Să dea Dumnezeu să câștigi titlul național cu Poli peste câțiva ani, de ce nu? Mi-amintesc de un meci la Constanța, Farul Poli, 1-1 în primăvara 2019, când a dat gol Bedia pentru noi. Da. Așa, și după meci l-am cunoscut și pe tatăl tău, venise evident să te vadă. Am vorbit despre fotbal și tare sceptic era tatăl tău atunci că vei continua la Poli. Deci, repet, era primul sezon al tău. Iată că au trecut 3 ani și te afli în continuare la club. Vreau să ne întoarcem puțin în timp acum, Rare, și să vorbim despre generația în care ai crescut la Academia lui Gică Hagi, pentru că a fost o generație, este o generație, spun eu, de excepție, pentru că doi dintre componenții acelei echipe au debutat pentru Naționala de Seniori a României când aveau 19 ani. E vorba de Tudor Băluță, Denis Drăguș. Mi-am amintesc de acel România 2-2 cu Serbia la Belgrad în Liga Națiunilor, prima ediție, Cosmin Contra, antrenor. Ei bine, băieții ăștia au avut și ghinion apoi cu niște accidentări, au avut un regres, dar iată, Tudor Băluță a revenit în prim plan, grație lui Hagi, Denis la fel, de goluri în prima ligă belgiană. Pe lângă aceștia, să nu uităm de Radu Boboc, prezent la Europenele de tineret, parcă și la Olimpiada, a fost la Tokyo, da? Să nu uităm de Mihai Ener Vidrăsan, aflat la Ripensia, de Neciu, care mi-a spus că s-a lăsat, care de asemenea a jucat fundat stânga chiar în prima ligă. Alexandru Mățan. Mățan, sigur, și el la Europenele de tineret, un jucător foarte promițător. Iată, o generație foarte bună. Sunteți deja spre 23 de ani, unii ați împlinit această vârstă, ați fost și în Liga UEFA Youth League, nu? Liga de tineret UEFA. Da. Mai țin legătura cu foștii colegi. Da. Vorbim, când avem ocazia să ne întâlnim, ne întâlnim, când ori suntem la București, ori mai sunt meciuri și noi suntem în apropiere, ne ducem, ne vedem. Am fost, gândiți-vă că
Această generație a fost construită din anul 2009, de când s-a înființat. Când aveam 10 ani. 10 ani. Ai fost de la început? Eu cu Mățan am fost de la început. Da. Practic, tu ai început fotbalul acolo sau la Mangalia? La Calatis. La Calatis mă duceam la fotbal, că nu puteam să zic că atunci practicam. Și după s-a înființat Academia Hagi, ca orice copil din zonă m-am dus la probe, s-au făcut selecții, a fost acceptat, luat și eu cu Mățan am fost primii. După au venit pe parcurs Vidrăsa, Nene, Neciu și după când a fost problema aceea cu școala de fotbal Gică Popescu, când s-a închis, așa au venit Băluță, Boboc și Neciu. Au venit și ei. Neciu tot de la Craiova, n-am știut. Tot. El stă lângă Craiova. Da. Și atunci am format. Gândiți-vă că noi acolo stăteam împreună 24 din 24. Să nu dai numele hotelului nu. N-avem voie. Da. 24 din 24 stăteam împreună, mergeam la școală. Am văzut lucrul ăsta că ați fost o familie și probabil că ați rămas chiar la acel meci de la Constanța, dacă ți-amintești, la hotelul la care echipa era cazată, cu o zi înainte au venit la tine, la Mihai Ene și la Vidrăsan în vizită foștii colegi în frunte cu Tudor Băluță și Drăguț și Neciu și ceilalți. Da, și ați stat mult de vorbă. Am văzut faptul că ați fost o familie și este îmbucurător lucrul ăsta. Și vreau să mai sublinez că la Hagi acolo, deși vorbesc mult poate de viitorul lui Hagi, dar iată că pe bună dreptate, pentru că și fostul portar Polis, Dur Bozoan, că tot de la Hagi a venit împrumut la noi, o școală de portari, Buzbuchi, Tordai, Dur Bozoan, Murariu, ca să zic în ordinea anilor de naștere, Mihai Popa de la Voluntari acum, se pregătește, eu știu cine, Dincă, de la CSEA Steaua. Sunt și alții, sigur că da. Acum postul este la Farul, este titularizat a Ioanei, care sigur că a venit de la Târgoviște. Ce are atât de special școala lui Gică Hagi din punct de vedere la portar? Există un antrenor de portar la Centru de Copii și Junior foarte bun. Dă-i numele, te rog. Este un antrenor foarte, cu care am lucrat mare parte anilor petrecuți acolo, domnul Emil Dobre. Un antrenor care foarte puțin a avut o perioadă de 6 luni în care a antrenat echipa mare, când n-au fost probleme cu antrenorii. A fost portar în Liga 1? Eu nu mi-l amintesc. Nu. Interesant. În ligile inferioare. Dar un antrenor foarte bine pregătit și un bun pedagog. Pentru vârsta aceea, când eram copii, 13, 14, 15 ani, pe mine unul m-a ajutat foarte mult și na, baza și absolut tot de la el am învățat-o. Și se văd roadele, pentru că toți portarii pe care i-ați enumerat, el i-a avut. Adică au pe mai fost și George Șerban, născut 2001, toți portarii, absolut toți portarii, toți portarii din Academie au trecut prin mâinile lui. Și portari de la echipa mare, cum vă dau un exemplu, Râmnicianu. Pe Căbuz, cred că nu l-am amintit, pe Căbuz, da. Vă dau un exemplu, Râmnicianu. Care a fost când s-a luat titlul național în 2017. El l-a pregătit timp de 6 luni de zile și a arătat atunci, în perioada aia, la Viitorul, o formă foarte bună. Deci meritul îl are și el. Tu ai avantajul unei staturi foarte potrivită pentru acest post. Ai 1,93? 95. 1,95, da. Care crezi că sunt capitolele unde mai ai de lucrat? Vă zic sincer, la fiecare capitol, până când te vei lăsa de fotbal, ai de lucrat la fiecare capitol. Sunt multe. La un portar trebuie să, pentru mine, cea mai importantă calitate la un portar e citirea jocului, să fie cât. Pentru că din citirea jocului câștigi la orice capitol, și la mingi în alte centrări, și la orice. Pentru mine, de-aia cum a spus dumneavoastră că sunt portari ca Buffon, care de mici. Buffon, părerea mea și a multor oameni, prin asta a câștigat foarte mult, că nu a fost un portar spectaculos. Citea foarte bine jocul și adică un plasament foarte bun, anticiparea fazei, decizia foarte bună. De aceea, nu a fost niciodată, nu l-am văzut pe Buffon să facă acele parade Robinsonade niciodată.
El prin asta câștiga foarte mult și ați văzut cine a fost până la urmă. La meciul de sâmbătă, ca să mai revenim puțin, că oricum voiam să te întreb, chiar am remarcat și în comentariul televizat pe care l-am făcut, că Baia Mare a încercat mult poarta cu șuturi de la distanță. Da. Și de altfel, printr-un astfel de șut, da, au și reușit deschiderea scorului, un șut de pe la vreo 20 de metri. E o echipă foarte, având jucători foarte, foarte mobili în centrul terenului, știam, Mister ne-a spus, domnul Bega ne-a spus lucrul acesta, s-a produs acea greșeală, o nesincronizare, o pasă greșită, un șut bun, da, acum, vedeți, s-a întâmplat să greșim și să luăm gol. Da, toți așteptăm, sigur, să vină și prima victorie după atâta timp. Din 6 august n-am bătut pe nimeni, sperăm să fie acum la derbiul cu Ripensia. Un derby care cu siguranță va atrage spectatori în tribunele micuțului stadion electric, așa cum micuț este și stadionul Știința. Din păcate, asta este Timișoara în ziua de astăzi. Iată, Constanța se pregătește să înceapă, am înțeles, toate formalitățile, să înceapă să construiască un stadion nou. Noi la Timișoara încă vorbim și facem planuri de prefezabilitate, le refacem apoi. Ne asta mai e gândim. Cea mai mare problemă. Asta e o problemă uriașă pentru acest oraș, din păcate. Da. Vreau să te întreb acum despre faptul că, adică să remarc faptul că te-am văzut uneori în sala de teatru, la unele piese cu mari actori ai țării și m-a bucurat, spun sincer, că tare mult m-a bucurat acest lucru. Poate că nu trebuia să spun, fiind o chestie care nu are legătură cu fotbal, dar îmi permis să fac lucrul ăsta. Te rog frumos să-mi spui. Place să petrec timpul liber, să fac lucruri, adică să-mi vezi din orice. E un mod, adică place să mă duc și la film și la... Dacă e o piesă de teatru, un stand-up comedy, atât timp cât sunt și am liber, îmi place să mă duc. Mă duc cu colegii, cu prietenii, cu... nevoie să ieșim și din... Da, eu te felicit pentru lucrul ăsta. Este mare lucru să mai vezi că există tineri pasionați și de cultură, nu doar de rețelele sociale. Apropo, nu mai ai cont nici pe rețelele sociale. Și din nou vreau, pentru că sar de la una la alta, dar am multe, multe idei pe care vreau să le abordăm. Legat de perioada petrecută la CFR Cluj, ai fost în acel vestiar, sigur, chiar dacă ai fost rezervă de portar, nu mai știu, nu era Bălgrădean. Bălgrădean. Deja fost nu mai trei portari. Așa. A fost Bălgrădean, Arlăuschi și Sandomierski. Așa. Și Arlăuschi și Polonezul, da? Un vestiar tare greu, cu Dan Petrescu un rol de zbir principal, un antrenor cu totul deosebit. Dan Petrescu și după aceea a plecat, a venit Edi Ordănescu. Da, Edi Ordănescu a venit în toamnă. Echipa a fost atunci în grupele Ligii Europa, grupa aia cu Roma, cu CSKA, Sofia și Basel. Nu, Basel. Young Boys Berna, nu? Young Boys, așa. Young Basel s-au întâlnit sezonul următor. Da, n-ai fost... pe bancă în Liga Europa, nu ai fost. De fapt, transferul tău s-a oficializat după startul. A fost acea perioadă cu COVID-ul. Da. Am stat undeva la 28 de zile. 28 închis. De zile. Da. Tot ieșeam pozitiv. Da. Și atunci era cu trebuie să ai două teste negative. Da, a fost. Da. Două vorbe despre această perioadă. Aproape ai petrecut acolo vreo 9 luni de zile? Un an de zile, un sezon. Pentru mine a fost o perioadă în care am avut numai de învățat. Am avut jucători cu sute de meciuri în Liga 1, cu meciuri în Champions League, la Națională. Pentru mine a fost chiar o perioadă frumoasă și care mi-a arătat ce trebuie să fac, cum am avut colegi foarte,
care m-au primit cu brațele deschise, avându-l și pe Manea, pe Cristi, Cristi a fost coleg, ați fost cu mine, la vecin de tot Dobrogean, ca și mine. Mi-a fost mult mai ușor, după prietenindu-mă cu Bălgrădean, care și de la el am avut de învățat enorm, asta și acum mai ținem legătura, vorbim. A fost o perioadă care mie personal mi-a prins foarte bine. Adică nu am niciun regret, nu... Că... Care crezi că e secretul că CFR Cluj, iată, de 5 ani de zile cucerește mereu titlul național? Secretul este că sunt un grup foarte unit și au acel ADN de campioni. Adică mie mi-a arătat chestia asta chiar în ultimele etape, când înaintea meciului cu Craiova din deplasare, având meci cu Sepsi, s-a întâmplat, am făcut egal. Și atunci șansele erau de gringolată puțin. Și atunci am văzut cum ei singuri au spus că mergem la Craiova, câștigăm, mergem la Botoșan, câștigăm și am câștigat titlul. Și așa s-a întâmplat. Adică sunt jucători care au câștigat atâtea titluri. Este Cipridac, Camora, da, și Burcă, venind acolo. Bordeanu. Sunt mai mulți acolo. Nu, da, a fost și Păun care a plecat. Jucători cu atâtea meciuri. Peste, dacă ei pe fiecare au peste 300 de meciuri în Liga 1 minim. Plus foarte multe în cupele europene. Așa este. Acum un alt portar tânăr și talentat de aici, din zonă, se află acolo sub contract. Este vorba de Ionuț Rus, cel care sezonul trecut a apărat, împrumutat de la CFR Cluj. La pensia. El este cu un an mai tânăr decât tine. Ai evoluat și de la Lazio Primavera. Da, și acolo este o școală de portar. Cum de altfel fotbalul românesc? Fotbalul românesc n-a adus lipsă de portare, spune că niciodată în istoria sa. Iată și acum Florin Niță, sigur, îl așteptăm să revină, are 35 de ani, dar este Ioane, este Andrei Vlad, este într-un cont de umbră, dar are tot timpul, e 99, născut. Mai este, sigur, portarul de la Rapid, sunt, care e 98. Avem calitate și avem viitor pentru acest post. Pentru final, eu te rog să transmiți un gând telespectatorilor noștri și vă doresc mult succes în derbiul de sâmbătă. Vreau să le transmit să vină la meci, sâmbătă, să ne susțină și... noi să ne facem treaba și să câștigăm și o să le mulțumim prin această cale, prin victoria noastră. Îți mulțumesc frumos, îți doresc să ții poarta imaculată, Doamne, și sâmbătă, și cu Metalul Globus după aia acasă și etapele care mai vin. Este un post, repet, foarte dificil. Trebuie să îi susținem pe acești băieți, pentru că ei reprezintă Politehnica Timișoara. Trebuie să construim și nu putem construi decât cu vorba lui Ion Iliescu, cerem liniște. Da, pe fond de stres și de tensiune nu se poate clădi nimic. Mulțumesc frumos, ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Multă baftă, Rareș! Mulțumesc frumos!